Bună seara, prieteni! Eu sunt Cătălin Pasăre. Bine v-am găsit la Sportul Gorjean. Vă propun în această seară să discutăm despre CSM Târgu Jiu și dacă toți suntem la final de an să facem un bilanț. Eu spun că a fost un an foarte bun pentru Clubul Sportiv Municipal, mai ales că am ajuns în Liga Florilor și povestea frumoasă continuă. Aseară a fost un moment festiv la clubul nostru. Am putut și eu să văd pe viu toți copiii, toți sportivii care sunt legitimați la entitatea sportivă, dar mai multe vorbim chiar cu directorul de la CSM Târgu Jiu, domnul Robert Băleț. Bună seara! Bună seara ție și telespectatorilor studioului. Bine ați revenit, domnule Băleț, la noi în studio. Așadar, un an 2022 plin pentru CSM Târgu Jiu și continuă să fie plin pentru că se muncește în continuare, mai ales la sporturile de sală. Mai sunt câteva hopuri până la finalul anului, câteva meciuri importante oficiale, dar v-aș propune întâi să discutăm despre partea cea mai frumoasă, despre copiii care au fost legitimați în toată această perioadă la CSM Târgu Jiu, despre secțiile care, iată, încep să crească și despre momentul festiv, de la care avem și câteva poze. Spuneți-ne mai multe. Ce a fost în sala sportului aseară? Da, de fapt, acești copii sunt principalul obiectiv al acestui club. Prin acești copii trăim, prin acești copii respirăm și totul se întâmplă pentru ei și datorită lor. Pe ei vrem să-i ducem la echipele de seniori și am pornit acum în 2019 cu o mână de copilași. Cred că erau trei echipe atunci, la momentul acela. Aveam o colaborare cu CSS-ul pe basket, iar acum, da, chiar făceam și eu aseară, stăteam și mă uitam. Iar și acum aveau loc în sală, că vedem și imagini. Nu venea, da, sunt imagini incredibile de frumoase. Am fost foarte emoționat, recunosc, și nu au fost toți dintre anunți, pentru că o mare parte din ei au plecat în vacanță. Și m-am uitat așa cu drag la, și mi-am amintit, am rememorat împreună cu colegii mei de unde am pornit. Și atunci nu pot să fiu decât bucuros, pentru că acestea sunt marile realizări ale acestui club. La ora asta ne mândrim 7 grupe de fotbal, 6 echipe înscrise în campionat și o grupă de pitici care vor 2014-2015, care vor juca anul viitor. Au niște turnee, Gheorghe Ola, Gheorghe Ene. Și acolo în jur de 30 ceva de copii. Avem 2 echipe de juniori E, 2 echipe de juniori D, una de junior C. Asta în câteva luni de la înființarea acestei secții de fotbal. La handbal avem junioare 2, junioare 3, juniori 4, juniori 3, juniori 4. 5 echipe, toate înscrise în campionatele naționale, deci care joacă meciuri mereu, înscrise în campionate. Basketul, la fel, sunt 3 echipe de băieți proprii ale CSM-ului, juniorii under 13, under 14 și under 15. Avem și o echipă de junioare, under 14, care evoluează cu brio în campionatele naționale. Deci am vorbit de aceste echipe, de sporturile de echipă, în primul rând, pentru că ne-am dezvoltat foarte tare acolo. Nu o să omit și nici nu am de ce, pentru că și cele de la alte două secții, cea de box, prin venirea antrenorului Gananău, s-a dezvoltat incredibil într-o perioadă foarte scurtă și acolo avem peste 20 și ceva de pugiliști și pugiliste. Și am văzut că participă deja la gale prin țară. Da, merg. Am pornit de jos și cu ei, adică de la niște copii necunoscuți, și pentru că vrem să creștem. Iar Mădălin Gorjeanu la lupte, iar se poate lăuda cu 20 ceva de luptători și luptătoare. Sunt două secții care merg. Sunt oameni care se ocupă și el, nu mai zic de basket, de fotbal și de handbal. Dar și aceste două secții s-au dezvoltat foarte mult. Ce ai văzut aseară și ce am văzut aseară
în sala polivalentă a fost o încununare a muncilor de antrenori, pentru că ei știu să gestioneze, ei aduc acei copii prin felul lor de a se purta cu ei și a de învăța. Conving acei copii să rămână în acest club. Eu sunt fericit că am putut să le oferim toate condițiile care au nevoie, de la echipament, mingi, condiții de cazare în deplasări, pentru că n-am avut în acești ani nicio reclamație că n-ar fi fost bine ceva. Posibil să fi întâmplat un accident vreodată, dar nu s-au întâmplat. N-am tras din partea copiilor ca să dăm la echipele de seniori. Ba din contră, dacă am putut să aducem mai mult confort în zona juniorilor, am tras de la echipele mari, pentru că ți-am zis, ăsta e principalul obiectiv al acestui club și în câțiva ani vrem să scoatem sportivi pe cinste și să joace în echipele de seniori, sportivi crescuți de noi. Pentru că vedem și noi piața, vorbim de handbal, vorbim de basket, vorbim de fotbal. Da, sunt jucătoare foarte scumpe, proprie. Iar clubul nostru nu își permite să aducă jucătoare foarte scumpe aici sau jucători foarte scumpi. Și bine, atunci, CSM Târgu Jiu trebuie să aibă și răbdare, pentru că noi nu puteam, așa cum a spus, a fost un club care a pornit de la zero, efectiv de la zero. Trebuie să avem răbdare, așa am pornit din prima și o să avem în continuare, în ciuda tuturor vorbelor care se vor spune, nu o să ne abatem de la acest drum. Încă n-am ajuns cu acești juniori la seniorat, pentru că nici n-aveam cum, am plecat de la niște copii de 13 ani, îți dai seama, și acum cei mai mari au 16-17, deci să știi că la junioare 2 sunt fete de perspectivă, care cred eu că într-un an, doi pot să facă pasul spre echipa mare. Ele fiind totuși aici de la începutul proiectului, nu? Majoritatea din ele, da. Sunt fetele cu care am pornit acum în 2019, pe acel drum, erau junioare 4, de fapt, la vremea respectivă, le-am băgat mai mici în campionat. Și acum am ajuns, cred că ele sunt pe locul întâi în seria lor și cu mari șanse de calificare la turneul final. Adică, iarăși, calificare la turneul final aceeași generație, pentru că au mai fost calificate și în trecut. Deci o generație foarte bună. Și atunci, în momentul, peste 2-3 ani, preconizăm noi, o să se vadă și la fotbal aceste rezultate, pentru că și la fotbal am pornit cei mai mari copii născuți 2009, 13 ani. Trebuie să avem răbdare, nu putem peste noapte. Și nu vrem să sărim acești pași, pentru că puteam să facem ca alte cluburi, să ne facem cu niște bugete enorme, să tragem un an, doi la campionate. Bugete enorme la echipele de seniori. Se termina după aia totul și nu... Bine, acum nu știu dacă Târgu Jiu ar putea aduna un buget enorm. Nu. Probabil un buget mai mare s-ar putea dacă ne-am dedicat în exclusivitate echipelor mari, dar de ce se mai numește Clubul Sportiv Municipal? Pe de altă parte... Suntem ok, suntem bine. O chestiune interesantă care merită pusă pe tapet. Bineînțeles că nu contez profesionalismul antrenorilor, pe majoritatea îi știu, sunt oameni foarte pasionați, oameni care au muncit de multă vreme, sunt și antrenori tineri care, bineînțeles, vin cu entuziasmul ca să pregătească pentru întâia oară anumite formații, dar cât este de greu pentru conducerea clubului să gestioneze atâtea secții pentru un club relativ mic, relativ nou, pentru că sala sporturilor, stadionul, practic se transformă într-un furnicar așa în weekend, da? E un continuu dute vin. Nu numai în weekend sunt meciurile oficiale. Gândește-te că în fiecare zi se fac antrenamente, nu numai la sala sporturilor, ci pe stadion. Se fac antrenamente și în sălile de la Litovoi și în sălile de la Economic. Aici e altă discuție care vreau să vorbim mai târziu, poate dacă vrei să o abordez, lipsa locurilor de antrenament, pentru că deja noi, dezvoltându-ne ca numeric, ca și club, având atâția copii, nu mai avem unde să ne antrenăm. Și o să fie o problemă în viitor, pentru că noi o să ne dezvoltăm în continuu. De la an la an noi creștem cu cel puțin 3-4 grupe. Cel puțin cam 100 am preconizat noi, cam 100 de copii pe an este creșterea CSM-ului. Inclusiv în pandemie. E o problemă serioasă asta. E foarte serioasă. Va deveni o problemă serioasă. Da, va deveni, pentru că, uite, începând de la anul,
deja acum având probleme, la anul vor mai apărea, să zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120 de copii în plus, care trebuie să se antreneze. Și atunci o să avem probleme. Ați făcut, nu știu, în sensul ăsta, sau sunt măcar la nivel de discuții, orientări da, ale autorităților locale? Este la către... nivel de discuție, sper să o și rezolv. E un obiectiv care mi l-am propus eu personal de mult. Știu că actuala administrație a făcut și foarte multe baze în școli, practic, sau multe terenuri de sport, mă rog. Acum Cătălin, nu știu dacă se pot antrena toți. CSM-ului trebuie încă o sală. Încă o sală, clar. Categoric. Nu vrem să vorbim de încă o sală la fel de mare și de cu locuri, 1000 și ceva de locuri, cum este asta, dar o sală să se desfășoare antrenamente de dimineață până în seara, pentru că polivalenta e ocupată de la 8 dimineața până la 10 seara, Litovoi avem acces după orele de curs, da. Curs. E și normal, pentru că nu poți să scoți copiii de la școală, de la ore, măcar să facă sportul, Doamne ajută, și nu... La economic la fel, la Tudor la fel, care avem și acolo un sprijin foarte mare, adică echipa, de exemplu, de fete nu s-a antrenat decât în sala Tudor Vladimirescu. Și acolo a disputat și meciurile oficiale. Și meciurile oficiale, majoritate. Mai puțin turneul final care s-a jucat la Târgu Jiu și cred că încă un turneu au jucat în polivalentă. Deci avem un mare sprijin. Dar nu se va întâmpla asta. Gândește că la o creștere de 120 de copii pe an, în 3 ani deja... Dar estimați creșterea asta? Am estimat-o și s-a întâmplat de fiecare dată. Nu, când ați preluat frâiele clubului, estimați că... Da, 100%. Va fi atât de popular. 100%, pentru că știam ce oameni am lângă mine și știam ce putere de muncă am, că spuneai cum reușim să le rezolvăm. Numai prin muncă poți să le rezolvi, dedicat 100% sportului și să fii de dimineață până seara între ei. Nu cred că a fost zi să nu trec măcar, hai să zicem, poate când am fost plecat, să nu trec pe la un antrenament, inclus juniorii, tot ce se desfășoară prin stadion. Altfel nu se poate. Din birou nu vei putea niciodată să rezolvi problemele sportive, crede-mă, este imposibil, pentru că dacă nu te duci și simți vibe-ul de acolo din echipă. De aia merg lucrurile și la handbal, la fete. Pentru că e o așa o uniune între toți factorii, toți, de la mine până la Nea Petre, maserul și chinetul echipei. Adică toată lumea trage acolo. Da, echipa de handbal a demonstrat că este o echipă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că Liga Florilor de acolo e și câștigul. A fost un malaxor așa pentru formațiile care au venit din Iau o statistic, în tot de vreo 5-6 ani, toate echipele care promovează, nu, unele n-au nicio victorie. Ceea ce s-a întâmplat și cu Galațiu anul ăsta, au trecut nouă etape. Da. Noi știam în ce ne băgăm, știam că va fi o provocare pentru noi, știam că ne va fi foarte greu și încă ne este foarte greu, pentru că încă nu s-a rezolvat problema evitării retrogradării. Eu nu vreau să mă gândesc la asta și nici nu vorbesc vreodată. Nu, dar trebuie să fim realiști. Dar trebuie să fim realiști și că mai este mult de jucat și dacă nu rămânem aceiași oameni cu capul plecat și să jucăm, să fim o echipă, nu vom reuși niciodată. Nimic nu reușești dacă în sportul de echipă, dacă nu ești o echipă, nu o să reușești individual nimeni. Iar noi nu avem jucătoare de să zic așa, mare vedete, dar avem jucătoare, să știi. Sunt jucătoare, multe din ele s-au reinventat, care joacă foarte bine și echipa joacă, pentru că dacă ar fi să subliniez ceva, aș sublinia toată echipa, pentru că toate au jucat fantastic. E exact scenariul ideal pentru ce s-a întâmplat la handbal, pentru că obiectivul, unul dintre obiective, bineînțeles, a fost ca spectatorul să plece mulțumit de la sală, indiferent de rezultat, să vadă, domnule, am văzut fetele noastre, au luptat până la ultima picătură, pentru că de foarte multe ori, poate de prea multe ori și pentru, nu știu, inima conducătorilor și așa mai departe, meciurile au fost decise pe final, mai ales în sala sporturilor. Chiar discutam, da. Nu, toate meciurile au fost de asemenea manieră și numai în pielea noastră să nu te pui să prinzi atâtea meciuri. Și le luăm la rând. Primul meci, Buzău. Am condus aproape tot meciul, am pierdut pe final 2 goluri cu Buzău, care este pe primul loc acum. Chiar și cu Mioveniu, prima etapă. 9 victorii. Cu Mioveniu, la fel. Ne-au condus, am reușit să câștigăm.
cu Slatina, am egalat cu 20 de secunde, am luat gol în ultima secundă, am pierdut. Am câștigat după aceea cu Ciznădie. Cu Ciznădie în inferioritate numerică la un moment dat, eu nu mai care nu mai credea nimeni, da, în patru jucătoare am reușit să întoarcem, să câștigăm. Am pierdut cu Vâlcea când mai erau 15 secunde, cu prepasiv, adică nu se aștepta nimeni exact să luăm golul ăla, dar ăsta e sportul. Nu am dezarmat nici la înfrângeri, pentru că din înfrângeri clar învățăm cel mai mult, iar chestia cu că lumea a plecat mulțumită, să știi că chiar așa trebuie să fie. În toate discursurile și discuțiile care le-am avut cu jucătorii de la început, din momentul în care le-am adus aici, le-am explicat că publicul nostru este foarte cald și reacționează la jucătoarele, acum vorbim de echipa de handbal, reacționează la oamenii care muncesc și se dăruiesc. Și atunci, în momentul în care joci foarte bine, joci foarte bine, te dăruiești și îți dorești și încerci, arăți că-ți pasă, da? Că pleci cu capul ridicat, că ai făcut tot ce ai putut și atunci lumea o să te aplaudă. Inclusiv noi le felicităm, chiar după meciurile pierdute, n-au existat discuții sau reproșuri după acele meciuri pierdute în ultima secundă. Îți dai seama că toată lumea era amărâtă, dar am avut puterea să trecem și am fost aproape de ele și le-am încurajat, pentru că le-am spus că nu poți să joci la foarte bine multe meciuri la rând și să le pierzi pe toate, pentru că e un adevărat ghinion. Problema nasoală era dacă, rău era dacă jucai prost mereu și câștigai un meci așa din greșeală, îl potriveai pe acolo și atunci aia nu e ok, să știi, pentru o echipă. Dar în momentul în care joci toate meciurile pe muche de cuțit, vezi că și la Rapid am condus, am pierdut două goluri pe final. Tot așa cu Rapidul, care e singurul meci care am pierdut la vreo 6 goluri, cred că e la CSM București. Da. Care a fost mai... În rest, toate au fost acolo. Ultima victorie la Craiova chiar a fost și cred, sper din toată inima să își fi dat seama această echipă, aceste fete minunate și antrenorii știu sigur că chiar pot să bată pe oricine. Și aș vrea să le intre în cap că chiar vor să bată pe oricine, pot să bată pe oricine și să arate asta în sală. Meciurile cu Vâlcea și Craiova au demonstrat acest lucru, că echipa se poate bate de la egal la egal, adică... Sper să demonstreze și joi la 6. Da, și antrenorul Vâlcea a spus că, domnule, ne așteptam o replică drăză, dar parcă nici chiar așa. Joi la 6 jucăm cu Minaur Baia Mare, sunt sigur că sala o să fie plină, dar meciul o să fie transmis și de televiziunea Accent TV Oltenia. Da, avem privilegiu să transmitem încă o etapă din Liga Florilor, etapa 10-a, întâlnim o formație Minaur Baia Mare, care poate surprinzător pentru unii, are aceeași linie de clasament ca noi, dar un golaveraj chiar mai slab, deci este sub noi în acest moment. Acum, bineînțeles, la conferința de presă, atât antrenorul Liviu Andrieș, cât și Ira Zina Tulina au zis că le așteaptă viață grea aici, dar respectă formația Minaur și susțin că este în continuare favorita acestei încleșteri. Dar cum vedeți meciul de la Târgu Jiu? Vă spun acum că o să fie un meci la fel ca celelalte. Adică o să respecte tiparul. O să fie acolo apropiat. Sper să câștigăm noi, ți-am explicat. Dacă fetele vor crede în continuare că pot să bată pe oricine, eu sunt convins că le vom bate. Întâlnim o echipă cu un buget uriaș față de al nostru. Deci un buget mult mai mare, cu jucătoare aduse și cu o tradiție în handbalul mare, pentru că el a jucat anul trecut cupele europene. Exact. Care anul ăsta își propunea primele locuri. Au avut și el un sezon mai puțin reușit, ele și cu Ciznădie. Au pierdut niște jocuri și sunt acolo. Acum... Noi avem respect față de toți adversarii. Bineînțeles, da. Dar nu avem milă pe teren. El și fetele avem știm respect, și noi. Dar putem avem să-i respect, batem, da? Dar cu gândul ăsta plecăm. Respectul rămâne până începe meciul și după. În timpul meciului jucăm cu săbile scoase. Da. Da, este singurul lucru. Suntem o echipă foarte agresivă, recunosc, că toți s-au plâns. Nu se așteptau să găsească atâta agresivitate, dar și agresivitatea asta e din antrenamentele care se fac, că pot fizic, muncesc, trag de ele și sunt foarte agresive. Și atunci echipele considerate mai toate mai mari au probleme, pentru că nu se așteaptă la reacția asta.
Ziceam că Vâlcea se așteaptă, că după ce am jucat, ne văzuseră. Ete veneau din Suedia, unde câștigaseră lejer la în cupe și atenție, fost deci așa. Ambii reprezentanții ai Vâlcii care au venit la conferința de presă au recunoscut că au avut noroc că au câștigat acel meci. Și asta e un compliment mare pentru Târgu Jiu. Într-adevăr am este. Pierdut, trebuie nu să ținem capul. Noi nu ne încălzește, da? Pentru exact, că nu ne încălzește. Am fi vrut punctele, dar este un lucru bun, da. E o întrebare acolo ridicată, dar pe de altă parte toate echipele vin cu mai mare grijă acum la Târgu Jiu, e evident. Sunt convins, dar e bine pe o parte, pentru că dacă te temi un pic de ceva, poate, na. Știi, și că ele câștigă foarte mulți bani pe la echipele unde sunt. Îți mai e frică așa de echipe mici care știu că dau totul și fac orice să câștige. Și noi suntem o echipă, ți-am spus, care chiar dă totul. Venit și încă două jucătoare care parcă s-au pliat perfect pe ce vrea CSM Târgu Jiu. Da, am înțeles că negocierile fuseseră încă din vară, dar acum s-au hotărât acum a fost momentul potrivit să semneze. Da, au fost. Gândește că extrema Chiricuță se lăsase. Deci noi am luat jucătoare și le-am reinventat, crede-mă, majoritatea. Chiricuță se lăsase. Da, nu pare o jucătoare care se lăsase, mai ales cum a jucat. Crede-mă, n-a jucat de 6 luni, nimic, da, și a venit cu două săptămâni, cred că cu două săptămâni înainte de meciul cu Vâlcea și a jucat tot meciul. Noi ne-am făcut un plan să folosim pe partea aceea Under 21 și Under 23, așa cum a fost regulamentul la începutul competiției, până cu vreo 2-3 săptămâni înainte, când s-a schimbat totul. Și noi am rămas acolo, celelalte echipe și-au luat și alte jucătoare, pentru că își permis să aibă câte 4 pe post. Noi am rămas într-o singură jucătoare. Și atunci, accentându-se și Necula, da, a trebuit să găsim. Soarta ne-a, așa, o discuție cu cineva. E o poveste mai da, foarte frumoasă. Soarta care a dus noi la această potrivire, și da? Am sunat-o și am convins-o să vină, să o vedem, crede-mă, pentru că nu știam ce făcuse atâta timp. Și ne bucurăm că am luat această decizie și cred că și ea, și s-a pliat perfect pe această echipă. Pivotul o vrusesem să o împrumutăm din... Da, Mirabela Coteț, pivotul. Da, pentru că o știa antrenorul foarte bine. La fel. O jucătoare foarte tânără, care nu prea jucase la Brăila, o echipă cu 14-15 străine. La fel, pare mediu propice pentru asta. Noi am luat-o cu drag, că na, nu aveam acolo foarte multe opțiuni, în afară de Ana, de Ciolan și de Chiriță, nu aveam alte opțiuni pe acel post și e un post care... Păi trebuie s-a văzut să te bați. Cum s-a accidentat și Ana Ciolan, a contat mult în meciul ăla cu Slatina. Da, s-a văzut că trebuie acolo un post opțiun care e mereu de bătaie și nu poți să stai în doamnă. Da, sunt exact. Sunt foarte fericit că s-au pliat pe această echipă. Chiar ne interesează și știam că luăm niște luptătoare și niște fete care o să prindă la grupul ăsta și atunci totul a ieșit perfect. Pe de altă parte, Adriana Țăcălie mai continuă la Târgu Jiu sau a plecat? Am reziliat, da. Deci s-a... Da, o reziliere, Adriana Țăcălie... Da. De comun acord, n-a putut fi reinventată aici. Am încercat, da. Asta am hotărât acum, de comun acord, ne-am strâns mâna și ne-am despărțit. Bun. Mai vin jucătoare în perioada următoare? Acum, ce să zic, nu o să mai vină până la... Probabil din ianuarie mai vedem ce se va întâmpla, dar acum avem două meciuri, pe 22 acum și pe 29 la Galați, un meci iar foarte important, extrem de important, și obiective care trebuie să-l câștigăm neapărat și atunci, după aceea mai jucăm pe 15 ianuarie. Urmează un program foarte dificil atunci în ianuarie, februarie, Brăila, Gloria Bistrița, CSM București, Rapid, va fi un program incredibil, cu meciuri acasă, cu CSM București, cu Rapid, unul după altul, atunci va trebui să ne regrupăm, să ieșim noi bine sunt posibile și alte transferuri în perioada asta. Tot timpul este posibil, este loc de, dacă găsim soluții.
Bun, trecem, că dacă rămânem doar la o echipă, la câte sunt la CSM acum și stagnează discuția aici și ajungem la finalul emisiunii, oricum nu avem mult timp și trecem, mutăm discuția la basket pentru că văd și o întrebare interesantă, acum răspunsul pare evident, de ce nu s-a mai continuat cu Nicoară la basket, spune cineva, probabil din rațiuni financiare, nu? 100%, da. Adică era costisitor. Titus Nicoară, un jucător de altfel galonat, un jucător care n-a fost iar putem să zicem că s-a reinventat poate la Târgu Jiu, că la fel venea după o perioadă de inactivitate. Nu știu, că văd că Steaua nu e prea ok și cred că tot o să joace cu noi în play-off. Nu cred că o să prindă play-out. Nu cred că o să prindă play-off-ul și da, un jucător bun, care pe noi ne-a ajutat foarte mult. Nu că n-am vrut noi să-l ținem. Da, mai greu de ținut asemenea jucător, mai ales cu regulile din campionatul intern. Pe de altă parte, dezamăgit probabil de parcursul echipei de basket până acum. Lumea se întreabă, vor fi schimbări la această secție? Adică vine un antrenor sau mai vin jucători? Ce se va întâmpla în perioada de iarnă? Da, n-aș fi eu dacă n-aș spune că nu sunt mult. Sigur că nu sunt mulțumit. Este normal să nu fii mulțumit când n-ai nicio victorie până la ora asta. Și anul trecut am pornit rău, dacă te aduci aminte, tot dar cu 0-7. Nu atât de rău și problema e că nici... Nu știu, sunt probleme, trebuie să le recunoaștem, o să le rezolvăm, sunt convins. Eu de obicei am răbdare, nu sunt așa, sar din prima, mă gândesc foarte mult, pentru că trebuie să iei niște decizii care să... Ți-l asum la momentul respectiv și nu că aș fugi de răspundere sau de asumare, dar trebuie să iei deciziile cele mai bune pentru echipă. Degeaba iei decizii și schimbi toată echipa sau schimbi trei antrenori, că poți să nu reușești, crede-mă. Trebuie să găsești cea mai bună soluție. S-au făcut greșeli acolo, trebuie să le recunoaștem, o să vorbim despre ele la momentul respectiv, pentru că ți-am zis, cum am spus totul de absolut orice, o să spun și despre unde s-a greșit și ce s-a făcut. Noi știm. Să le amintim suporterilor, că asta este foarte important. Nu știu sistemul. Sistemul nu prezintă o echitate pentru mine, adică pe noi ne avantajează în acest an. În acest an, dar ne avantajează acest sistem. Sunt practic trei campionate. Adică, Doamne ferește, am putea pierde toate meciurile până la jocul ăla de play-off. Doamne ferește. Da. Unde am putea să câștigăm 3 din 5 și să ne salvăm. Dar da, totuși... Uite, tu poți să câștigi un meci cu U Cluj acum și nu se va pune în partea cealaltă. Mi e bun de aberat. Moral și... Mă rog, nu mai stau să judec ce face Federația Română de Basket, că n-am înțeles nimic de-a lungul anilor, când în sfârșit s-a revenit la un format clasic care părea că mulțumește toată lumea. Da, cred că anul trecut a fost un campionat normal. Tur-retur... Nu știu, adică nu știu cine culege feedback-ul din teritoriu și cine pe noi, concepe ipocrit, acest format. Pe noi ne ajută anul ăsta acest format. Da, anul ăsta ne ajută. Dar asta, nu pot să zic că e ok. Asta voiam să punctez, că nu trebuie apăsat încă butonul de panică, poate, ca din punct de vedere al rezultatelor, din punct de vedere Cătălin, al ceea ce butonul de panică e apăsat deja. Pentru că eu nu o să accept la o linie 0-10, da. Nu sunt omul să accept la infinit eșecul. N-am trăit așa, nu este idealul nostru acolo și obiectivele noastre, dar ți-am zis, urmează un meci la Rapid cu iar o echipă cu un buget incredibil. Care, să nu ne ascundem, probabil își propune titlul. Nu o zic ei declarat, dar probabil asta vor da, să ia campionatul în România. 100%. În momentul când ți-aduci un jucător și îl plătești cu 23.000 de euro, nici Clujul nu-și permite banii ăștia, e clar că gândești la campionat, nu te gândești la play-out sau să intri în play-off. Și va fi ultimul meci al anului. Urmează un meci foarte greu cu Ciucu, pe care vreau să-l câștigăm neapărat și cred că și băieții vor să-l câștige. Pentru că ultimele meciuri chiar au jucat destul de bine o perioadă. Da, ne lipsește ceva în sfertul 4. Nu știu Cătălin, de ce cade. Când pierzi atâtea meciuri... E și psihic, nu contest. Eu am fost sportiv, chiar discutam cu ei. În momentul în care pierzi la mereu, îți intră așa în... Și probabil că le va trebui o victorie să descătujeze. Eu am încredere în acești jucători care sunt aici. Unii au dezamăgit, unii nu. Pierzând, la rând, normal că creezi o stare de nemulțumire, de nervozitate în echipă, multe probleme. Dacă ar fi să iei decizii în fiecare zi, probabil că ar trebui să ras totul așa.
Bineînțeles, totuși multă lume se întreabă, cu tot respectul pentru Porter Trupp, pe care eu știu, un băiat inteligent, cu calități de lider incontestabile, dacă nu cumva a fost momentul cel mai potrivit ca el să preia echipa, adică să aibă aceste atribuții, să fie liderul echipei, să conducă și de pe margine, cum ar veni. Da, sunt discuții care eu le-am avut cu el permanent, discuții care vor rămâne între noi doi și așa vor fi până la final. Ți-am zis, la finalul campionatului altceva va fi. Ni l-am asumat, o să luăm tot împreună și cu Claudiu și cu el cele mai bune decizii în continuare, inclusiv aducerea unui antrenor. Deci e în calcul și aducerea unui antrenor? E orice. Ca să scape echipa, pot să fac orice. Da, păi trebuie, orice. Trebuie luate măsuri, asta înțelegi? E cert. Deocamdată, ți-am zis, avem un meci la Rapid, suntem așa, suntem, tot vorbim, tot... Eu chiar mă consult cu el și am mare încredere în el și în Claudiu că pot să o scoate. Dacă cumva veți apela la varianta alt antrenor, credeți că Porter va rămâne jucător? Da, normal că rămâne jucător. Pentru că are contract cu echipa și e un jucător profesionist, care poate unul din cei mai profesioniști, nu mă îndoiesc de aceste lucruri. Profesionist a fost tot timpul, nimeni nu eu cred că o să o scoatem, sunt convins de asta. Tot timpul trebuie să iei în calcul și alte variante și e posibil, Doamne ferește, să și retrogradezi, nu moare nimeni, înțelegi? Numai că atunci... Îți dai seama, ar fi un eșec pentru noi ca și club și pentru oraș și nu dă bine, pentru că foarte ușor poți să promovezi din Liga a doua, înțelegi? Este diferența enormă, dar așa nu, este, e, nu e bine. Nu da, dă o retrogradare bine. Nu dă bine la Sibiu nimănui. Și atunci, cred, sunt convins că o să o scoată. Bun, să trecem puțin și la fotbal, pentru că vreau să răspundem anumitor întrebări lansate de suporteri. Din păcate, Pandurii Târgu Jiu nu mai este în acest moment. Oamenii cred că acest brand până la urmă va fi reactivat și mulți, aflând că veniți la emisiune, mi-au spus să vă întreb dacă există vreo posibilitate de colaborare, nu știu, între CSM Târgu Jiu și o posibilă entitate care să ia palmaresul pandurilor sau CSM Târgu Jiu să ia cumva palmaresul pandurilor. Nu mă pricep din punct de vedere juridic unde este brandul Pandurii Târgu Jiu în acest moment, dar lumea întreabă dacă municipalitatea poate sprijini din nou o formație care să poartă numele Pandurii și prin asocierea aceasta cu CSM. Da, este, pentru mine este dureros în primul rând că nu mai există Pandurii, pentru că este clubul unde m-am desăfârșit ca sportiv și ca om, care mi-a oferit o șansă să lucrez în acest domeniu și unde am învățat enorm de mult de la mulți oameni. CSM-ul trebuie să crească deocamdată, să înceapă să crească, pentru că noi la fotbal avem câteva luni de existență. Ți-am zis, nu pot să spun că mâine ne vom asocia cu nu știu ce și nici nu prea cred că e ok ca CSM-ul mâine să vină să preia o echipă sau ceva de primă ligă să ne asociem. Noi deocamdată creștem. Când vom crea jucătorii noștri, probabil că vom înscrie o echipă, nu știu când, o fi anul viitor, o fi la anul celălalt. În Liga a patra. Și atunci cu jucători, bine, spa și firești. Numai din de aici, din județ și din oraș, trebuie să avem răbdare cu CSM-ul. Nu exclud nicio... Îți dai seama că eu aș fi onorat ca director al CSM-ului ca această echipă să se numească vreodată CSM Pandurii. Nu exclud această posibilitate, n-am exclus-o niciodată. Nu știu unde e palmaresul sau numele sau emblema. Sau nu m-am interesat. Haideți să vă întreb altceva. Ca om de fotbal și că a fost Pandur, că trebuie să încheiem emisiunea curând. S-a terminat. Vi se pare posibilă o asociere între actuala formație de ligă secundă, Viitorul, care deja și-a luat supranumele de Pandurii, tocmai de aceea și un capital important de suport n-au ținut niciodată cu Viitorul, pentru că și-a luat numele de Pandurii, da? Să poată, nu știu, acapara brandul ăsta cumva sau să obțină sprijinul autorităților locale, județene și să fie noua echipă a orașului, ceva de genul ăsta? Din punctul meu de vedere personal, nu.
este exclus, pentru că, exact cum spuneai, era posibil, poate, dacă zicea doar viitorul, zicându-i viitorul Pandurii, nu, ar fi viitorul Pandurii CSM, ceva de genul ăsta, adică o încurcătură. Nu vrem, vrem să creștem sănătos CSM-ul, nu vrem asocieri din astea cu... Nu, dar mă gândeam să ia doar ei brandul Pandurii Viitorul și... Nu mă interesează, da? Crede-mă, da, nu... Nu știu ce, dacă au bani, probabil că cineva îl va vinde, nu știu. Și petrolul și l-a cumpărat, mă uit la UTA care îl împrumută câte un an, îl ia iară, iar li-l dă suporterii, pentru că ei dețin Timișoara la fel. Nu știu, n-aș vedea o asociere. Deja oricum sunt mai multe echipe, asta putem observa la nivel național. Da, putem colabora, e clar, Steaua, putem FCSB. Colabora cu ei, adică să creștem jucători, să-i dăm la ei, să joace. Nu e nicio problemă din punct de vedere. Merg la meciuri și eu, mă uit. Dar nu văd o unire din asta... Acest semnului cu cineva. Am înțeles. Asta. Deocamdată nu o să mai avem o perioadă bună de timp, nu știu, fotbal de calibru la Târgu Jiu. Nu cred că o echipă poate fi susținută să ajungă în Liga 1 decât de oamenii care să vină lângă ea, fie că vorbim de autorități locale, județene, sponsori și așa mai departe. Adică când va fi o uniune la nivelul ăsta, atunci probabil 100% și vom avea din nou și o echipă puternică. Și mai trebuie, ți-am zis, trebuie să ai în spate o armată de copii, o armată, o academie foarte puternică ca să poți să te întreții. Nu ai, n-o să reziști niciodată, pentru că n-o să mai fie banii care au fost înainte. Bineînțeles, da. Și te duci ca să te întorci, ceva de genul... Promovezi, dar te întorci înapoi, cheltui 3 milioane, 4 milioane de euro cu o echipă și te întorci iar în Liga a doua. Adică... Bun, vă las cuvântul de final, un mesaj pentru suporteri joi la sală, bineînțeles, joi de la ora sală, 18, CSM Minaur, Handball Liga. Cei care nu o să mă văd, le urez sărbători fericite, încă de pe acum, să fie sănătoși, să vină la meciurile noastre, să ne susțină, cum au făcut-o și până acum. La fel le doresc și celor care n-au ajuns la sală până acum și nu o să vină niciodată, poate, pentru că na, nu o să încapă oricum mai mult de 1000 și ceva, 1200 de oameni în cap. Le doresc sincer la mulți ani să fie sănătoși și să ne vedem fiecare de ceea ce facem cu cât mai multe realizări. Robert Beolez, mulțumim frumos pentru prezența la Sportul Gorjean în această seară. Eu sunt Cătălin Pasăre, punem punct aici emisiunii noastre. Ne vedem în luna ianuarie, așa că vă urez și eu sărbători fericite și toate cele bune.